Salutare tuturor și bine v-am regăsit la începutul unei noi serii la mine pe canal, dar înainte de a începe acest clip aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like, evident dacă mă susține și doriți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, după cum ați observat și din titlu, astăzi vom începe o nouă serie, cu un joc super, super interesant din punctul meu de vedere, și anume Dirt 3. Cred că toată lumea a auzit de acest joc și, sincer, chiar a început să-mi placă în ultimul timp destul de mult și am zis să fac o serie cu el. Am făcut câteva teste cu OBS-ul și părerea mea e că se mișcă super, super ok, se vede și destul de calitativ. Acum nu am cel mai bun PC, dar pe cât pot o să încerc să ofer calitate. Ok, hai să mergem la Ospen și cred că o să bifez chestia asta, o să bifez 3 lapuri și cred că o să las asta. Perfect, o să-i dăm Enter și sper să nu se audă foarte, foarte tare sunetul. Hai să vedem, am destul de multe mașini deblocate aici. Nu știu, o să mergem cred că cu asta, că îmi place destul de mult. Și uite, o să bifăm, mamă, câte audiouri avem pe aici, sau motocross. Uite, asta motosport, pardon. Nice, hai să vedem ce o să reușesc să fac. Și dacă mai doriți clipuri de Dirt 3, nu uitați să apăsați și butonul de like, să vedem câte like-uri vom putea strânge pentru acest prim clip. Da, este un Audi aparent și, na, trebuie să recunosc că îmi place super, super mult. Să verific puțin dacă și filmează, eu zic că se vede destul de ok. Și, na, sper să vă placă totodată și vouă. Ia să vedem. Derulăm puțin pentru că nu prea vreau să-mi arate mie, să-mi prezinte mapa pentru că sunt sătul, sincer. Așa. Și o să-i dăm Brace. Nice. Hai să vedem dacă mai știu să joc, sincer, pentru că nu am mai jucat Dirt 3 de ceva timp. Deci, da. Hai să vedem. Ok, hai să-i dăm bătaie. Sper să nu se audă foarte, foarte tare, deși nu prea cred. Uite, vedeți cât de tare, frate. Deci, acel moment când poți filma cu OBS, frate, cât de fericit mă simt. Hai să vedem dacă putem trece. O să mai fie, bineînțeles, unele faze în care o să mai fie lag, dar, na, îmi cer scuze față de voi. Ok, hai să vedem puțin. Încercăm să pe locul 3 aparent, ceea ce e super sper, dar o să dăm vreo 3, 4, 5, poate. Poate 100, vedem, glumesc. Uite, cât de tare se vede, frate, pe noapte. Și vă dați seama, am toate graficile pe low. Bine, eu pot să joc cu toate graficile pe high, dar când filmez, vă dați seama că nu. Ok, hai să vedem. Încercăm să-l depășim și pe tipul ăsta. Bine, acum joc cu boss, dar poate o să facem și un episod și poate o să dezactivez și asisturile astea, gen, din câte am înțeles, se pot dezactiva, că e mai ok, sincer, acolo cu... Poate, gen, am și câțiva colegi care de clasă, de la liceu, care au acest joc și sincer, poate vom începe acolo o serie cu ei. Am mai făcut, mi se pare, am mai postat un episod cu un coleg și v-a plăcut super, super mult. Bine, atunci aveam vreo 300 de abonați, mi se pare, nici 300 știu dacă aveam, sau 500, nu mai știu exact. Știu că era iarnă, frate. Hai să vedem. Eu cursez destul de lungă aparent, dar în dățile viitoare o să dau este că pot. Da, pot să dau este că să verific dacă filmează și OBS-ul. Da, filmează aparent. Cred că am pus puțin cam, am ridicat puțin cam mult bitrate-ul, sincer, dar asta nu prea contează. O să-l mai scad în dățile viitoare. Sper să nu fie lag, atât sper. Hai să vedem, că la totul și jocul ăsta cere mult și la PC-ul meu, la placa mea GT 920M, eu zic că și la procesorul meu i3, vă dați seama că nu... Dar atâta timp că sunt 60 de FPS-uri, uneori o să mai fie și câte, să zicem, o să mai scadă, dar na, asta nu e o problemă. Hai să vedem, momentan sunt pe primul loc și văd că băieții, ia să ne putem schimba, de care, uite, de că, mi se pare că putem schimba. LOL, cât de tare, mamă, deci, vă dați seama, mamă, LOL. Cât de tare, frate, mamă, deci numai Dirt 3 o să mă joc. Dacă mă vor la mine pe canal, o să vedeți doar Dirt 3. Cât de tare, frate, poate o să mi-ai adaug ceva bunătățiri și bordului. Ai de capul meu. Cât de tare e chestia asta, fraților. Înainte mie nu mi se mișca volanul, era o problemă la jocul meu. Ah, mamă, deci cât de tare. Curs epic aici pe Ospen. O să încerc să dezactivez și asisturile pentru că n-au să fie mai interesant, sincer. Mamă, și poate începem o serie și de Euro Truck Simulator, cine știe, vom vedea, chiar ar fi super, super interesant. Îmi pare rău că nu filmez cu facecam, însă mai bine să ofer calitate decât și mai ales că pot să filmez și cu OBS-ul, vă dați seama că e ceva wow pentru mine. Ia să vedem, încercăm noi aici, iarăși puține drop frame-uri, din câte observ, dar nu e o problemă. Bun, deci o să facem ca vreo 2-3 curse în acest episod, în curând o să o terminăm pe prima, pentru că vedeți și voi durează destul de mult. O să începem foarte multe jocuri noi la mine pe canal, pentru că... Am reușit să-mi configurez OBS-ul să se miște super ok, sper să vadă ok și pe filmare. Aoleu, luăm aici o curbă foarte, foarte tare. Mi se pare că pot să fac și noi update-uri pilotului, spuneți și voi acolo în secțiunea de comentarii pentru că o să mă ajute super, super mult. Ia să vedem și ce tare că se vede și în oglindă. Este un joc, sincer, de minune, pot să spun, chiar de minune și mie unul chiar îmi place foarte, foarte mult și îmi face plăcere să-l joc.
Acum sper să se audă sonorul. L-am, să zicem, micșorat puțin. Opa, opa, opa. Trebuie să am grijă că, văd că... Hai să ne mutăm puțin pe scena asta. Da, nu, parcă asta de la volan, sincer, e mai ok. Hai să vedem, luăm noi o curbă frumos și ne mutăm iarăși în scena asta, pentru că în curând o să câștigăm, fraților. Nice, am câștigat, super, super tare, easy game, easy life. Să vedem, a fost ceva cadre pierdute? Nu a fost niciun cadru pierdut. Bun, și iată, fraților, că am câștigat. Sper să nu fie, am luat locul 1, apare bine, e cu boț. Acum, dar totuși, frate, pentru început eu zic că e ok. Pentru început eu zic că e super, super ok. Și încă o dată vă repet faptul că dacă mai doriți clipuri de Dirt 3, cum, bineînțeles o să faceți și câteva curse online, m-am spus. Bun, hai să vedem ce mai găsim aici. Asta nu-mi prea place, asta e cu drifturi. Uite, asta smelter, laburi, să punem un lab doar. Na, uite, buggy o să punem. O să-i dăm, deci nu pot schimba aici, sper să nu fie la că s-ar putea să fie. Uite, și o să aleg. Mamă, deci câte am? Cred că o să aleg ultima generație, să zicem. Pentru că în aici le deblochez în funcție de cât timp scoți și toate cele. Dacă scoți un timp mai bun decât cel pe care l-ai avut data trecută, o să ți se deblocheze o nouă mașină. Iar dacă nu, asta e ce să facem, riperino, imperperino. Încă o dată sper să se vadă ok. Dacă nu se va vedea, îmi pare rău, sincer. Bun, astea am toate, în principal toate grafice pe loc, pentru că n-am spus, vreau să ofer calitate, dar asta nu prea contează, sincer. Ia să vedem puțin. Aolo, aici s-ar putea să am lag, deci sperăm să nu avem lag pe parcursul acestei, na. Sper să nu am lag, sincer, că dacă nu o să fie destul de, dacă o să am, o să fie destul de nasol. Sunt unele mape, vă dați seama, pe care am destul de mare lagul. Opa, hai că poate ne împingem cât de tare. Ia să vedem, cum se vede din perspectiva, că poate nu e așa mare lagul. Mamă, cât de tare, lol! Lol, am dezactivat efectul apei, cred că, mamă, și e oglinda, cât de tare. Ai de viața mea. Ai de viața, cât de tare, frate. Opa, hai că suntem pe locul 5, trebuie. Am pus doar un lap și vă dați seama, aici trebuie să fiu mai rapid. Hai să vedem dacă putem să le întrecem pe tipul ăsta. În momentan cred că am vreo 25 de FPS-uri. Dacă am făcut un drift frumos. Locul 3. E mai greu puțin. Mai bine cred că din postura asta cred că mai bine joc. Trebuie să am grijă aici. Hai să vedem. Na, și soarele vă dați seama, mănâncă mult și na. Cum sună asta, soarele mănâncă mult. Ai, deci aici. A, mi-e și pe locul 2 aparent. Vă dați seama, e destul de complicat, sincer. E destul de complicat. Locul 2, asta e ce să facem. Practic, acest episod nu este doar să vă arăt cât de bun sau cât de slab sunt. Bine, slab nu pot să zic că sunt, dar am vrut să fac acest episod să spuneți acolo, să aștept cu mai multe păreri din partea voastră și da. Bun, ia să vedem puțin ce mape mai avem. Uite asta. Și o să dăm cu... O spun, deci momentan 3 mape. Ia să vedem aici. Uite, mamă, asta e genial, efectiv, Monaco. Mamă, deci cât de curse geniale. Ok, o să punem Pro, Snow. O să punem Snow, mamă, deci aici o să fie genial. Cursa asta o să fie genială și o să alegem mașina asta, acest Ford. Uite, o să-i dăm așa, perfect. O să fie blană, rău. Nu știu, sunt foarte, foarte entuziasmat în acest moment. Și chiar aș fi super, super fericit să strângem cel puțin 50 de like-uri la acest clip. M-ar motiva să postez și mai multe clipuri. Sincer, cât de tare e iarna, frate, afară. Deci dacă tot vine iarna, fraților, hai să... Dacă tot vine iarna, haideți să... Nu știu, să întâmpinăm iarna în joc, să zicem. Hai să vă conducem aici. Mamă, cât de tare se vede. Aici trebuie să am grijă, sincer. Deci va trebui să conduc din postura asta. Cât de tare, fratele meu, deci așa ceva rar să mai vezi. Este un joc super genial, frate, deci este un joc super genial. Mai ales că nu am lag și, na, pot să dau dueluri cu voi. Asta cred că o să fie ultima cursă, mi se pare, din acest episod. Nu știu exact de câte minute filmă, pentru că eu mă uitam doar să nu fie lag, atât, în rest nimic. Nu știu dacă pot să opresc, sunt 3 lapuri din câte observ, dar văd că sunt pe primul loc. Oare pot să opresc? Da, cred că pot să opresc, să vedem puțin. Filmăm de 9020, hai că nu o să mai simt foarte mult acest clip, pentru că na, mai am de filmat și alte clipuri și da. Doar am vrut să vă anunț că, practic, începând de astăzi, o să începem seria de Dirt 3. Hai să vedem dacă pot să controlez. Na, pare rău că dacă se vede puțin cam nasol, poate o să mai păresc setările, vedem. Doar că nu, și o să punem gen 720p și 50 de FPS-uri, vedem. Dar cât de tare se vede, frate, cât de tare, genial aș putea să spun. Hai să vedem aici.
Lol, deci cum se vede, vă dați seama, eu efectiv n-aș putea să, gen, să schimb și eu viteza, ar fi tare, sincer. Hai să conducem din postura asta. Da, și poate o să începem o serie așa cu prietenii, vedem cei care mai au deja jocul. O să poate o să încerc și să-i mai măresc puțin graficile, vedem. Ok, hai că în curând o să termină cursa asta, vă dați seama că pentru mine e destul de easy. Eu m-am mai făcut câteva episoade de Dirt 3, dar eu filmam pe atunci cu bandicam-uri și era super, super nasol, da, deci na. Am zis să încep cu mai multe serii la mine pe canal, pentru că până la urmă, fraților, na, sincer, cu Minecraft-ul nu prea vreau, adică vreau să continui, dar na, prea multe serii deja s-au acumulat, o să renunț în principal la mai multe serii la mine pe canal, pentru că na, vreau să aduc și alte jocuri la mine, să zicem, vreau să aduc și alte jocuri aici la mine pe canal. Hai să vedem și... Cium! Cât de tare! Și am luat locul 1, nice! Fraților, în principal, cam ăsta a fost și episodul... Ba nu, stai, că o să dureze mai mult cursele astea, am uitat. Acum mi-am amintit, stai, că eu am puțină pareză. Mi se pare că asta au fost sferturile, o să vină semifinala și apoi finala. Adică poate câștigăm și noi un trofeu, dacă știți cum zic. 11 minute. Ia să vedem noi ce avem aici. Hai să-i dăm race, că mi se pare nu pot să, nu cred că pot să renunț la cursa, asta e. Ia să vedem, îi dăm bice sau să... Hai să ne am pornit pe, a pornit el pe primul loc, văd că se duce bine. Hai să vedem aici cei care prinde viteză mai mare, să apare mașina mea e mai bună față de a lui. Nice. Super, super tare. Mergem noi frumos și văd că asta are și a 3 lapuri. Mamă, o să dureze mult episodul, nu glumă, dar nu prea vreau să mă lungesc, sincer. Oricum, probabil că dacă o să-mi placă atât de mult din episodul următor, o să dau anunțuri pe grup, cei care au, că am văzut că mulți prieteni sau mulți abonați, mulți dintre voi aveți deja cu jocul ăsta și chiar ar fi interesant să începem o serie acolo, să jucăm, să facem curse, să ne distrăm și toate cele. Deci, na. Ia să vedem, poate începem să facem și cu facecam, cine știe, e o chestie de viitor. Pentru primul episod eu zic că e super super ok. Și legat de setări v-am spus, o să încerc să le măresc. Ia să vedem puțin dacă ne băgăm din postura first person. La din third person, mamă, cât prinde? Mamă, 100, 185, vă dați seama? Pe zăpadă, frate, cât de tare e, frate, deci azi iar nu mă jucam în prostie, frate, mă jucam în prostie. Și oare cu volan, am un volan, adică aș vrea să-mi cumpăr un volan, am, da, e stricat din păcate. Aș vrea să-mi cumpăr un volan, frate, și să încep acolo multe, multe curse, chiar am multe planuri de viitor, sincer, care sper să vă placă totodată. Cred că niciodată n-am mai fost atât de hype. Și nu uitați cum să jucăm și pe live stream-uri, de ce nu, o să facem live stream-uri cu Dirt 3, cu Rocket League, cu multe, multe jocuri. Deci am mari surprize pentru voi. Da, dacă tot vine Crăciunul, să vină cu surprize, nu? Că da, din păcate vreau să, gen, o să postez în principal tot câte două clipuri de Minecraft pe zi, când o să fac live stream și, de gen, unul să fac la un clip de Minecraft, o să fac la 15, un clip la ora 18 cu un joc random, cum ar fi, să zicem, PES sau FIFA sau, nu știu, joc sau am câștigat din nou, sau Dirt 3 sau CSGO, o să postez multe, multe serii în principal și toate, bineînțeles, filmate, uite că o să fim în finală cu un German, mi se pare. Un Herman. Ia să vedem și de câte minute filmăm noi. De 13 minute 24. Nice. Very, very nice. Și frate, dacă mă uit puțin, n-a fost niciun cadru pierdut, frate. Deci cât de tare e asta, frate. Cât de tare. Niciun cadru să nu fie pierdut. Asta e genial. Bun, hai să vedem. O să-i dăm race și după care încheiem episodul, fraților, pentru că după o să ne lungim foarte mult și nu prea vreau. Ia să vedem aici la cât prinde. Aoleu, prinde destul de tare, prinde destul de bine. Da, da, bineînțeles că gen am asisturile activate și mi le pune frână de mână sau toate cele, nu mai știu exact. Da, nu o să mai țin clipuri că poate o să înceapă și la cum și de asta zic. Aoleu! Au luat parapetul, fraților. Da, a fost niște curse, să zicem, de demonstrație mai mult. Că, na. Țin cont că multor am văzut că vă plac cursele și poate începem și începe seria și de Race Room Racing Experience. Uite, așa se vede mai ok, sincer. Cât de tare se vede, frate. Cât de tare se vede. Hai să vedem dacă putem la curba frumos. Nice, nice, nice. Văd că începe lagul uneori. Stai puțin, stai că nu e bună. Nu e bună, nu prea vreau să fie la pe filmare, nu de alta, știi? Na, văd că, na, uneori e lag mare.
și nu prea place, știți? Acum poate că, na, mă sperii degeaba, dar nu prea vreau să ofer lag. Ia să vedem noi, sau poate că e de la joc, cine știe. Habar n-am de unde să știu. Dar până acum pot să zic că nu a fost lag deloc, sincer. Bine, și mașina trebuie să recunosc că sunete, scoate niște sunete destul de ciudate. Deci da. Îmi prea place că vorbește ăsta calmul și o să încerc să-i dezactivez din opțiuni. Cred că acum după ce o să opresc filmarea o să-i dezactivez și o să mă mai joc câteva curse, bineînțeles. Și vă recomand și vouă, jocul e destul de ieftin. Poate dacă o să încerc să fac un parteneriat cu G2A, să fac o mică reducere acolo de 3%. Vedem. Un cod acolo promoțional. Cine știe. Și am câștigat, fraților, și cursa asta și am avut și episod. Am filmat, super tare. Nice, ia să vedem cât a durat. 15 minute, 46 de dirt 3. Hai să vedem, sper să se fi văzut ok. Și am câștigat, fraților, a fost pe primul loc Citroen, cu acest Citroen super interesant. Cam asta a fost și episodul, eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei și vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată. Deci fiți pe fază pentru că, fraților, o să începem cât mai multe serii la mine pe canal. O să postăm, bineînțeles că nu o să fiu live stream două clipuri de Minecraft și un clip random. Și când o să fac și live stream, o să postez un clip de Minecraft și un clip cu un joc random. Deci, ne auzim. Baftă tuturor. Pa, pa!